N-am nimic cu Steaua și sunt convins că dacă veneam la meciul național împotriva Croației, fanii din Ghencea nu m-ar fi înjurat, spune Mutu într-un interviu pentru Radio Info Pro. Mutu a rămas în Italia, ca și Chivu. Capitanul României va deveni tată. Copilul să fie frumos ca el și Adelina, îi urează Mutu. Chivu se pregătește să devină tată pentru prima dată și n-a mai ajuns la amicalul României cu Croația. Mutu are deja 3 copii. Anul trecut, chiar înainte de Euro, Mutu a dat o fugă în America să-și vadă ultima moștenitoare, pe Maia. Ce sfat e dat lui Cristi? Și să bucure de copii, să Dumnezeu să fie sănătos și frumos, așa cum sunt ei. Vreau să fie frumos lume din viața lui. Poate îl instruiești pe Cristi cum să schimbe Pampers. Sunt certă vreme și nu prea o pe ceva așa de bine, dar o să-mi duce. Și am învățat și o să-mi duce și. Iar Chivu, băi, bă, felicit că stă lângă nevasta. Deci băi, chiar băi, eu n-am stat lângă nevasta mea când a născut copiii mei. Și îmi pare rău și acum, până mor. Înjurat în decembrie la Steaua Fiorentina, Mutu e convins că fanii Stelei l-ar fi iertat acum la România-Croația. Nu de teama lor, n-a mai venit în Ghencea. Cred că după acel meci au luat seama că nu au decis să mă înjure pe mine, pentru că eu întotdeauna am venit cu onorul tribele câte naționale și n-au avut niciodată nimic cu Steaua.